Salutare și bine v-am găsit! Astăzi mă voi juca Cooking Simulator pentru că vreau să-mi măresc cunoștințele în ale bucătăriei, în ale gătitului. Și ca să fiu sincer, am avut câteva eșecuri în bucătărie adineori. Am și tricou pătat, nu știu dacă se vede pe cameră, pe aici, pe aici, pe aici, o grămadă de pete. Și am zis, bă, dacă în viața reală nu mi-a ieșit, hai totuși că poate am mai multe șanse pe online, într-un joc virtual să fac treaba asta. Din câte puteți vedea, m-am jucat deja, bine, nu m-am jucat eu, ci iubita mea a fost pusă de către mine să facă puțin training, pentru că în ultima perioadă m-a ținut numai pe cartofi prăjiți și am zis, bă, trebuie să mai înveți și tu câteva rețete noi. Am deschis jocul, am pus-o pe scaun, am zis, dă-i drumul, 2 ore aici asta, s-a jucat 2 ore fără să se oprească și acum a venit și rândul meu, deoarece v-am zis, am avut câteva nereușite în bucătărie acum câteva minute și am venit croit pe el, am zis, bă, trebuie să intru, să văd ce e în regulă cu mine și să-mi îmbunătățesc skill-urile în bucătărie. O să mergem pe carieră mode. Muzica de pe fundal cred că e în regulă, nu cred că deranjează foarte tare. Dacă deranjează, mă lăsați și voi în comentarii și data viitoare o să o dau mai încet. Bine, o să verific și o treaba asta. Deși eu am făcut un mic test înainte și era destul de ok. E o muzică pe atunci când ești în meniu. Am dat-o foarte, la un volum foarte mic, undeva la 10 din 100. Eu de-abia aud în căști, da. Poate la voi se aude mult mai tare. Și iată-ne în bucătărie. Din câte văd eu, nu prea e bucătărie. Cam e... Adică e bucătărie, dar practic gătesc într-un apartament, cred. Stai așa puțin că detaliul ăsta mi-a scăpat. În principiu, aici avem bancul de lucru, avem plite și pe partea asta. Avem... aici avem... nu știu ce-s asta. Ce-s asta, mă? Cred că sunt niște buluri în care fierbi. Ah, sunt friptoze, sunt friptoze. Ok, acolo o să prăjim cartofi, nachi și așa mai departe. Avem niște cuptoare prin partea asta, un cuptor cu microunde. Ăsta e un blender. De fapt, nu, ăsta e un blender, ăsta nu știu exact ce e. Poate doar de decor sau poate chiar o să-l folosim, habar n-am. Aici mai avem cred că tot un fel de plită. Astea sunt niște ecrane, niște televizoare pe care o să vedem noi rețetele și comenzile care vin, pentru că aparent o să-mi vină comenzi de la clienți. Deci asta mă face pe mine să cred că în partea asta, dincolo de zidul ăsta, de fapt e un restaurant. Iar restaurantul ăsta e undeva la etajul, nu știu, 40 într-un oraș. Cred că e un fel de Dubai aici, iar noi ne aflăm la etajul cel puțin 40. Aici e partea de depozitare. Avem aici legume pe care le putem comanda atunci când rămânem fără stoc, apăsând pe aceste cutii, după care ele se spawnează direct în sloturile care trebuie. Aici avem câteva rafturi pe care ne le putem organiza noi după cum dorim. Aici avem veselă, tot felul de farfurii, pentru că e importantă farfuria pe care o folosim atunci când avem un preparat anume. Deci trebuie să folosim cât o veselă, cât o farfurie pentru fiecare preparat în parte, în funcție de preparat. Aici avem, pe etajera asta avem ulei, o singură sticlă, câteva condimente și în frigider, aici nu m-am uitat, avem niște lămâi aici jos, niște boluri goale aici, ok, niște boluri goale, probabil că o să-mi cumpăr lămâi, mi se pun de aici, aici, nu înțeleg. Cred că ar trebui să le iau eu de aici, să le cumpăr și să le pun aici. Ok, acum are mai mult sens, ia să le pot să fac asta. O să cumpăr de aici o lămâie, să pun aici. Mă lasă sau nu mă lasă? A, nu, o cumpăr și din frigider o cumpăr. Cum dracu, mă? Un cent și aici tot un cent. Și nu pot să pun aici? Stai așa puțin că nu știu controlele. Nu m-am jucat eu, ea s-a jucat. Înseamnă că sunt doar de formă astea. Ok, bine. Bine, o să pun aici lămâie. Bun. Sau pot să iau un castron, să pun un castron. Ia să vedem. Iau castrulă din asta. Mă duc, iau lămâia. Să pun în frigider. It's work or not? Ai de capul meu. N-am început bine. Stați că m-am emoționat acum. N-am început deloc bine. Cu ce sunt cioburile? Am cu ce să sunt cioburile? Am... ăsta e un mop. Ia, mă ajută mopul aici? Nu cred. Nu mă ajută mopul. Ce o prost. Am încercat doar. O butelie, o găleată. Mă, cum pun ăsta la loc? Cred că... dă tere cu așa. Dacă iau cioburile cu mâna... ok, și le punem unde?
Coșul de gunoi. Ok, aici ar trebui să fie. Așa, trebuie să iau câte una, câte una. Nu cred. Ba da. Nu cred, dar cam asta am de făcut. M-aș putea să am și eu, nu știu, o pungă, o mătură, ceva. Hai că am început bine. Am venit să gătesc, dar am început făcând dezastru. Și acum trebuie să-mi curăț dezastru. Deși în setări, ca să vă arăt și vouă, deși în setări am setat pe V-Sync On pe 60 FPS-uri, totul mi se pare că se mișcă foarte ciudățel. Uite, știu, nu știu, mi se pare că se mișcă în lag uneori. Sau nu neapărat în lag, ci în mai puține FPS-uri decât ar trebui. Adică eu nu cred că am mai mult de 30 FPS-uri, deși jocul îmi spune că e blocat la 60, că ar trebui să aibă 60. We've opened the door, the first guest should arrive shortly. Am un client care vrea pește. Bun, aici avem condimente, asta nu e o ușă, de fapt e ușă, dar nu pute să o deschid. Pe sus avem niște cutii. Ia să vedem ce facem în cutii. Ah, deci putem să comandăm. Deci cutiile astea sunt practic la fel ca și astea de jos, de depozitare. Mă, pula mea a căzut. Bun, aprindem televizorul. Skip series. Nu. Nu vreau să dau skip. Hai să vedem ce avem aici pe laptopul și receive manage. Trebuie să-mi iau rețetele. Ok. Păi și cum le iau? Ia, dau decât click. Stai că asta nu știu. Voi vă dați seama că iubita mea s-a jucat mai mult decât mine jocul ăsta. Adică eu nu m-am jucat deloc. O să-mi iau rețetele astea și astea. Ok. Ziua 1, n-am făcut niciun ban. M-am plimbat prin bucătărie vreo 300 de metri până acum. Total useless, decorații. Ah, putem să cumpăr și decorații, skill-uri, perk-uri. Ok. Radio. Ah, nu vreau muzică, mulțumesc. Telefonul. Pe cine sun? Pot să sun pe cineva? Nu pot să sun pe nimeni, nu? Și atunci ce fac el? Pune-l în loc. Așa. Ah, cred că îmi sună câteodată. Hai să vedem. Avem comandă. Cum văd comanda? Asta e comanda de la client, oare? Da, asta e comanda de la client cu tot cu rețeta. Uite, mi s-a pus și aici și în partea asta. Deschid comanda și aici. Zic că dacă o am pe toate ecranele, oriunde m-aș afla, nu voi avea probleme. Adică o văd tot timpul rețeta. Ăsta e blenderul pe care cred că îl folosesc aici, cred. Bun, hai să vedem ce ne trebuie. Ne trebuie așa. Peștele, 200 de grame. Avem pește aici. Mi-am dat cu ușa în dinți. Mai încerc o dată. Avem peștele. Am luat peștele. Închidem ușa. Ăsta e peștucul. O să-l pun pe tocător. Bun. După ce iau peștele, ce mai trebuie? Trebuie să-l asezonez cu piper, cu thyme și cu dill dried și după să-l punem baking tray, să-l punem într-o tavă. Ok, bun. Să așa, ce-mi trebuia? Piper, thyme. Piperul e ăsta. Ah, și câte grame? Să așa, 5 grame. Păi, cum pun eu 5 grame, ca să nu știu. Fiecare click valorează sau înseamnă un gram. 1 gram, 2 grame, 3 grame, 4 grame, 5 grame. S-a pus mal 5-le. Acum s-a pus de-abia, ok? Sau acum mi se pare mie că s-ar fi pus, nu știu. Hai să lăsăm aici. Ne mai trebuie time-ul și deal-dried. Time-ul e... Ah, ăștia două, unele lângă alte. De asta când trebuie 5 cu 5. Deci 5 grame de asta, 5 grame din celălalt. Fiți atenți aici. Hai mă că... O să-mi iasă de data asta. Bine că, sincer să fiu, pare mai greu un joc decât în realitate. În realitate mă descurca mai bine. Bun, hai să punem și ultimul condiment, tot 5 grame, ca... Bă, da, e movementul prea, nu știu, a spune că sensibilitatea la mouse devine, dar nu, sensibilitatea la tastator. Efectiv, când apăs W, A, S, D, mi se deplasează mult prea mult. Mai mult decât vreau eu. 4, 5, gata, mă, am pus tot ce trebuie și acum trebuie să-l așez on a baking tray. Aici a văzut să mă tavă în partea asta, nu asta. Nici asta, baking tray. Aici nu, aici e coș de gunoi. Aici ce e? Aici cred că pot să pun eu flori la un moment dat. Nu, aici pot să-mi pun eu condimente proaspete, cred, la un moment dat. Da, uite, pătrunjel fresh. Deci am cumpăr, ok. Deci nu-mi pun eu, tot voi da banii pe el. Îmi trebuie o tavă astea. Bun, am o singură tavă. Ne descurcăm cu ce avem. Punem tava aici, așa. Luăm peștucul, îl punem în tavă și acum... Să-l lăsăm la cuptor pentru 90 de secunde. Bun, luăm tăvița.
Cuptor, cred că la cuptorul ăsta se referă sau la ăsta. A, nu, stai că ăsta e doar suport de tăvi. Cred că la ăsta se referă. Ok, punem tava aici. Hai mă, că îmi arătase că am reușit să o pun. Bun, punem tava aici. Închidem ușa. Și ăsta îl vom seta pe 90 de secunde. Îl pun aici. Pick up. Ah, setup the timer. Cât înseamnă? Înseamnă un minut și 30 de secunde. 90 de secunde. Bun. Îl setez. Îl pun aici și îi dau drumul la cuptor. Când o să-mi sune ceasul, o să vin să opresc cuptor. Bine, o să țin cont că trebuie să-l opresc cu o secundă, două. După, bine, oricum, până ajung eu la el, cam asta o să fie. Ce am de făcut în continuare? Trebuie să-l asezonez cu alte condimente, să-l transfer pe o farfurie și pe urmă trebuie să fac, să-i tai o lămâie și cu pătrunjel. Bun, hai să tu condimentele înapoi. Îmi place să fie ordonat, nu vreți să vă mint? Așa sunt și acasă. Folosesc condimentele, le pun unde trebuie. Ce nu, ce am zis la început, să știți că am glumit asta cu că mă ține pe cartofi prăjiți sau că sunt probleme în bucătărie, nu. Chiar aseară mi-a făcut o ciorbă de văcuță. Eu nu știu să fac și am zis, știi să faci? Da. Mam, ciorbă de văcuță. A fost amazing. O să mănânc și astăzi tot ciorbă de văcuță. Atât de mult îmi place. Bine, de obicei îmi plac lucruri pe care nu știu să le fac. De asta am poftă de asta foarte, foarte, foarte mare atunci când nu știu să fac un preparat. Trebuie să o tem în 4 pe asta, nu? Tem în 4, okay, bun. În 4 câte 20 de grame. Hai că am și vreo cânt... Dar nu cred că am cântar. Bun, tem o dată așa. Și o dată cum rotesc așa. Păi uite așa și le tem pe amândouă odată, nu? Easy. Pun cuțitul la loc. Și mă duc să văd dacă e gata cuptorul. Avem de așteptat vreo 4 secunde. Mă uitam dacă am și vreun cântar pe aici. Dar nu, și astea sunt efectiv goale, nu? Gata, 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 gata. Gata. Mamă, ia uite-l. Ia uite-l ce bine arată. Superb. Bun, ce am de făcut acum? Trebuie să-l transfer pe o farfurie. Pe un plate. Plate normal. Ia să vedem. Avem plate normal. Bowl, small plate, nu, plate basic, deep plate, plate basic, păi cred că ăsta e, nu? Bă, gameș. Bro! De ce sparg așa de ușor? De ce se sparg așa de ușor lucrurile? Dacă iau toată șarfuria în mână și dau clip pe pește, da. Da! Da, am învățat din greșelile, că am tras puțin cu ochiul când s-a jucat ea. Și am văzut ce greșel făcea ea și acum am grijă să nu le fac și eu. Punem bucățile de lămâie aici. Mamă, dacă am multă lămâie. Lămâie întreagă la un peștuc din ăsta. Să moară, mă, să. Zic, dacă ar fi fost după mine, i-aș fi pus niște lime și două felii de portocală. Era mai... cu lime și cu portocală, peștele de mință mai ales unul. Și trebuie să-i mai pun ce? Pătrunjel proaspăt 6 grame. Pătrunjel proaspăt. Am pe aici pătrunjel proaspăt. N-am. De unde iau pătrunjel, bro? N-am pătrunjel. A, uite de aici cred că iau pătrunjel proaspăt. Ăsta e? Ăsta e, tată. A, și trebuie să iau cât? Trebuie să iau 4 grame, parcă? Ia să vedem. Pun aici pe farfurie. 4 grame scria, nu, de pătrunjel. Stai că deja m-am încurcat. Stai, mă. 6 grame. Și ăsta cât are când iau? Ok, deci trebuie să mai iau încă o dată. Să mai pun încă o frunză. Bun, și încă o frunză. Plating, să-și facă singur plating. Nu știu să fac plating. Bun, și punem și pe asta aici. Hai, mă. Așa? Ba. Asta e farfuria, e hot as fuck. Hai să vedem dacă e în regulă. Aș fi putut să o mai încălzesc, dar să o încălzesc cu lămâie nu prea. Pot să-i fac poză? Nu o să-mi de poze acum. Vreau să servesc dish-ul. Să vedem dacă e customer-ul mulțumit. Oamă, de ce nu mi-a dat 5 stele? Bă, de ce nu e gustos? Ia mă, să vedem reclamațiile. Ia uite, flavors tehnică perfectă, temperatură perfectă. Și atunci ce nu i-a convenit? De ce mi-a dat? Uite și tu cât mi-a dat. Bro... You should give me the full, the good one, the full review.
De ce mi-ai dat doar atâta? Doamne, bine, hai fie. Mi-am luat bănuții. Am desens o farfurie, parcă am spart-o pe aici, pe undeva. Ma. Dar n-am și o coș pe aici, n-am coș aici. Am o comandă nouă de supă. Bro. Trebuie să-mi strâng gunoaiele. Dar oare nu pot să-mi angajez și eu pe cineva să-mi facă gunoaiele? Ai, că am pus-o... Eu pun o farfurie să mănânce. Am și... Uite ce ceas drăguț acolo. Bun, hai să vedem comanda. Skip serving fee, ok. Hai mă că am servit. Bro, am servit. Ah, ok. Chicken, bro, 700 de mililitri. To a pot. A pot. Unde avem pot? Ăsta e oare? Big pot, nu. Trebuie small pot. Cred că small pot. Cred. Să punem direct pe aragaz. Nu dăm drumul la aragaz momentan. Cred că aveam aici. Asta e, nu? Chicken broth, ok. Zeama de găină. Asta e un fel de borș, cred că. Cât trebuia să pun? Stai așa puțin. Fac, stai că l-am pe ăsta. Trebuie să-mi schimb și aici. Trebuie să... Dacă ar putea să mi se schimbe pe toate ecranele în același timp, ar fi super. 700 de mililitri. Oho! Ma! Și cum îmi dau seama dacă nimeresc? Nu știu cum să nimeresc, bro. No. Se ia oala, că am impresia că fierbe, nu dau seama ce se întâmplă. Să pun de aici, să de aici îmi dau seama. A, uite, cu punctul ăsta roșu trebuie să fie înăuntru. Și cum pun? A, trebuie să-mi clean, lol. 700 de mililitri. 300, 400, 500. Oh! Hai că am pus să mă rămâs. 821. Ne. Ok, nu am știut cum să mă opresc. I-am dat tot click. Am crezut că de pe click mă opresc. Ok? Asta e. Nu mai pot să-l pun înapoi? Wow! Cum fac să-mi pun înapoi în frigider pești și tot ce-mi cumpăr? Sau mi se spawnează automat? Că lămâile am văzut că le-am luat și mi s-au spawnat automat. Nu înțeleg. Advance control. Drop, rotate, open. Deci nu mai pot să pun aici? Va trebui să arunc supa asta? What? Curie bacuri chiar nu pot să pun înapoi. Hai să mai au... Dacă tot am venit până aici, mai un ciob. Mai scap de cioburi. Bun, ce mi-a trebuit acum? Trebuie să pun sare 12 grame, piper negru 12 grame. Asta e sarea. Sarea 12 grame. Hai mă că facem și supica, cât de greu să fie cu supica. Ia uite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lăsăm. Ah, de fapt o ducem la loc, oricum trebuie să luăm piperul. Piperul aici în spate. Mai verificăm o dată tot 12 grame? 12 grame. Hai, bă. Facem o supiță delicioasă. Opa, am cam pus pe lângă. Gata. Ce mai trebuie? Cayenne pepper. Ăsta de jos, adică, nu. Ăsta. A, pudră de ardei iute. Ua, cât îmi trebuie din asta? 12? 6, mă, și miram, dacă îi pun 12, o să-l usure curul când se cacă. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Înseamnă că câteodată nu-mi ia click-ul. Și atunci trebuie să mai dau încă o dată. Hai să vedem și aici, că uite, mi-e mai ușor. Tomato, 960 de roșii și ceapă 120. Păi, fii atent. Aș zice să iau un castron din ăsta, pe care sper să nu-l spar, și să iau tomato. Una, 240, 360, 480, 600, cu oare mai mi-n cap? Ia să vedem. Încă o dată? Ia să vedem. Cred că nu le dobor, nu? Și nici nu spar castronul. Mi-e frică să nu spar castronul. Dar asta, dacă nu mai folosim, cred că ar fi o idee să o punem aici, nu? Așa, mă, să fim ordonați ușile astea. Că dau de-mi rup ouțele în ele. Bun. Punem roșii acum. 120. Bam. Bam. Cred că mai trebuie o roșie. Nu cred că am calculat bine. Dacă nu mai multe.
A, nu, cred că doar o roșie. 720, câte trebuiau? 960. Îmi place cum face când le arunc flash. 840, cred că mai trebuie fix una. Asta. O, ce frumoase. Ce frumos și că e. 960. Bun, ce mai trebuie? Onion, 120. Luăm castro, nu, ca să nu facem multe drumuri. Trebuie să am grijă că dacă dau cu el de pământ, iar îl sparg. Eu, doar să dau... o singură ceapă și o prostă. La domnul, uite, deja curățată. Asta, da. O luăm floșc și asta. Ce mai trebuie să mai băgăm? Un morcov ceva? Nu. Trebuie să fierbem pentru 60 de secunde. Bun. Punem aici așa, luăm cronometru, să-l setăm. Asta înseamnă un minut. Dăm drumul la aragaz. A, ăsta e primul ochi, ăsta e al doilea și deci aveam al treilea și al patrulea. Bun. Între timp ce putem face? Între timp trebuie să vedem ce mai trebuie să mai pregătim. Trebuie să le blendăm pe urmă, ok, și sour cream. Bun, hai să mai luăm din gunoi totuși. Mine caz doar că nu pot să pun înapoi în frigider. Practic, nu mă pot folosi de frigider, e useless. E puțin, puțin ciudat. Ok. Mai aruncat două cioburi. Unde avem smântâna? Uite aici. Aici avem smântânica. Okay. O să pun smântânica fix aici lângă sau una de mână. Hai să vedem cât mai are... mai am timp să mai iau două gunoaie. Măcar unul. De, îl iau pe ăsta micuț. Să nu calc pe el. Ce, mă, trec mașini pe aici? Gata, și acum la timp, uite ce timing. Du-te, mă. La fix am ajuns. Gata, gata, gata. La fix am ajuns, cât îmi place. Ce timing am avut. Nu știu dacă cu ăsta, food processor content. Nu, aici doar le procesez. Ok, ăsta e blenderul. Și cum le blenduiesc? Le blenduiesc direct aici, oare? Ia să vedem. Pent. Cred că le blenduiesc direct aici. Move down Q. Ok, îl lăsăm aici. Hai că l-am lăsat. Hai, mă. Așa. După ce am făcut mixtura asta, trebuie să pun sour cream ăsta, 150. Ia să vedem cât are. Trebuie să pun doar jum. Am vărsat pe jos puțin, să mă iertați. Nu văd punctul. Nu văd punctul. Nu mi arată punctul roșu. A, gata. Trebuia 150, parcă, nu? Că nu știu cum să-l fac. Are capacul pus, să-l pun aici. Mama, am făcut pe jos mizerie. 150, că m-am pierdut și trebuie să le pun într-un deep plate. Deep plate. Deep plate. Ăsta? Nu, ăsta. Deep. Ăsta. Oh, ce era să-l sparg iar. Ce-am scăpat. E mai greu decât credeam. Bun, asta e deep plate-ul. Avem supica. Trebuie să avem grijă cât trebuie să punem. Trag și-o cu ochiul. 300. Bun. Cât de greu să fie. Atât de greu. 300. Da, așa am vrut-o, ca să-i dau la client puțin extra. Clientul nostru, stăpânul nostru. Și atâta, nu? Atât, servat, gata, mă. E fierbinte ca mine. Da. Nu prea am respectat rețeta, sincer. Mi-e frică de review. Doamne, ce review o să-mi dea oare? Mi-a dat ca și la tine, hai să vedem ce. Temperatura n-a fost bună. Cred că din cauza că am pus prea multă smântână și s-a răcit sau trebuia să mă încălzesc pe urmă. Cred că asta a fost problema, să dau cum pe aici. Și practic mi s-a terminat prima zi de muncă, copa. Ia să vedem, merge? Gata, o.
Am rezolvat aici, cu cioburile am rezolvat. Nu știu cum să-l pun la loc, sincer. A, uite, bă, pot să-l pun aici, ce prost sunt. Bun. Ce nu înțeleg eu... aici cu ce șterg? Trebuie să-mi iau un burete, credea să... Parcă la magazin avem bureți. Unelte. Cred că aici, în ultima categorie. Burete de vase, eu trebuie sponge. Bye. Ia, și cu asta șterg aici. Mă gândesc. Cum fac, mă? Nu știu cum să nu știu cum să-l folosesc. A, cu I. Ăsta cu E, pardon, ți-am apăsat pe E. A, dar uite că pot să sparg castronul. Wow, ce flip! Ce flip am făcut, nu știu unde să pun burete, uite. O să-mi aleg să pun aici. Aici am pun astea de curățat. Uite aici, așa frumos. Mă irită că nu pot să pun înapoi alea. Supa care mi-a rămas. Ce credeți că o să facem cu ea? Ei bine, o să o vărsăm. Cred că aici... Nu, cred că aici putem să food processor container. Oare să le procesăm mai... Da, cred că trebuie procesate. Cred că trebuie procesate și pe urmă aruncate. Dar eu fiindcă sunt român adevărat, nu o să fac asta, vă dați seama. O să le pun aici. Să arunc în chiuvete, efectiv. Aaaa, nu prea frate apă. Vreau doar să o arunc, ești nebun. Eu nu pot să... Nu mă lasă să o arunc aici. Iar la gune mă lasă? Gata. A, dar trebuia să o procesez. Să vezi că undeva o să-mi iau o penalitate. Trebuia să o procesez. Ia și ăsta ce era? Big pot, ok. Am mai văzut ăsta. Castronul ăsta o să-l pun, nu știu, la loc. De probabil o să-l pun aici. Pot să-l folosesc data viitoare. Deci în spate. Bun. Aveam ceva ce nu puteam să pun în frigider. Unde? Ăsta. Hai să mai încercăm o dată. Poate că acum o să reușesc. Hai că o să reușesc dacă e. Și ce fac, mă? Îl arunc tot timpul? Adică odată desfăcut nu mai pot să-l folosesc? Ok, bun. Hai să zicem că pe ăsta îl arunc. Dar dacă eu îmi cumpăr o lămâie... De ce nu pot să pun aici? A, aici e tot ca să cumpăr, ok. Deci îmi cumpăr doar când am nevoie și cât am nevoie. Nu pot să pun în frigider nimic. Și de aici abonesc că îmi cumpăr ăsta. Nu, e deja cumpărat, ok. Bun, hai să zicem că vreau să-mi cumpăr un sour cream din ăla. Lichide? Nu. Sour cream. Bun, dau click. Și-l cumpăr. Nu pot să-l pun în frigider. Bro, dar de ce am frigider dacă nu pot să-l folosesc? Extraordinar. De ce am frigider dacă nu pot să-l folosesc? Amazing. Las că le pun aici așa în căldură. Să le bată căldura. Bun, și aparent am terminat cu ziua de muncă, nu? Bun, acum ar trebui să fac ce? Stai că n-am făcut. Ar trebui să vedem ce level. Level 1. Ia ce prepară putem să mai facem pe viitor. Mă! Asta pare simplă. E bucățică de pui cu dovleac, ceafă cu cartofi. Ce poate... A, ăsta ceafă, mușchi cu cartofi. Hai că sunt preparate ușoare, ce pe asta pot să le fac și în realitate. Out. Burger. Păi pe asta dau o liră și e fix așa, decât îl bat la cuptorul cu microunde. Glumesc, evident. Adică nu glumesc, dar nu par preparate foarte grele. Bun, păi și acum unde dorm? Că a trecut ziua mea. Unde dorm, bro? Cât e ceasul? Nu știu unde să dorm. Bun. Păi ce să mai... Asta a fost prima mea zi de muncă, că tot a trecut prima zi de muncă. Dacă v-a plăcut episodul și dacă vreți să mai continui seria asta, lăsați-mi un comentariu sau scrieți-mi fix acum pe chat, pentru că clipul se desfășoară în premieră. Deci puteți să scrieți în timp real pe chat. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă urez o zi minunată. Pa, pa!